război mondial a avut un puternic impact asupra societății europene, dar și asupra celei bănățene, afectând toate păturile sociale. Roman Ciorogariu, cel care avea să devină primul episcop ortodox de Oradea, afirma că războiul a creat o solidaritate social-națională în întreaga societate românească, de la Vlădică la Opincă, ceea ce avea să facă posibilă Marea Unire. Pentru a reuși să completeze cu cât mai multe detalii dimensiunea tragică a primului război mondial, de-a lungul timpului cercetătorii au studiat diverse surse ale acelei perioade. Una dintre acestea, presa ecleziastică, este o sursă care aduce detalii interesante și deopotrivă importante, iar Maria Alexandra Pantea a cercetat arhivele în dorința de a înțelege mai bine primul război mondial și efectele lui asupra Banatului și bănățenilor. Am început să studiez Fondul Protopopiatului Ortodox Român Arad, iar mai târziu, când m-am apropiat de primul război mondial și chiar în anii primului război mondial, am avut ocazia să descoper date despre preoții mobilizați. Iar acești preoți, precum și învățătorii mobilizați pe front, prin scrisorile și rapoartele lor, au venit să completeze o lume în care omul obișnuit a fost desprins fără voia sa din sânul familiei și aruncat într-un război pe care nu îl înțelegea. Rar am văzut flăcăi lăcrămând. Ei treceau cu fețele arse de soare, cu buzele contractate, cu o dungă întunecată la îmbinarea sprâncenelor. Ici colo, câte unul deși mai trecea cu mâna peste față, ca pentru a șterge sudoarea. Comandantul companiei, cu un buchet de flori în mână, își îmbrățișează nevasta, spunându-i la ureche cuvinte de mângâiere. În secolele trecute, comunitățile gravitau în jurul învățătorilor și preoților. În comunitățile românești din Banat, situația era specială, pentru că era vorba despre ortodoxie și greco-catolicism într-un imperiu catolic. În Banat, preoțimea a avut un rol important, preotul fiind în multe situații liderul, intelectualul satului. Preotul fiind cel care a contribuit la formarea unei elite. Datorită activității preoților găsim spre 1900 sau imediat după 1900 coruri, găsim preoți și învățători implicați în activități culturale, îi găsim ca fiind membrii unor asociații culturale gen Astra sau în diferite asociații sau reuniuni care și-au început existența și activitatea la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Toate acestea sunt oglinda transformărilor petrecute în societatea românească din Banat. O societate care se lumina. O societate care avea nevoie de îndrumare, iar preoții încercau să acopere o paletă cât mai largă de activități, astfel încât să fie de un real ajutor comunității. Domnule director, vremurile în care trăim ne impun o apropiere sinceră de popor, cu gândul curat de a-l smulge cât mai curând din întunericul neștiinței și a-l ridica în rândul neamurilor culte, conștiente de menirea lor pe lume. Viitorul poporului nostru numai atunci va fi asigurat când el va avea o puternică cultură națională care îl va ajuta în lupta pentru existență alături de celelalte popoare. Asociațiunea își ține de datorință a îndemna și în acest an toate despărțămintele sale să reieie aranjarea cursurilor de analfabeți în toate comunele de pe teritoriul despărțămintelor. Cursurile vor fi ținute de domnii preoți sau învățători. Se vor propune, după metodele cunoscute, următoarele obiecte: citirea, scrierea și socoteala. Existența unor comunități în care preotul l-a susținut pe învățător, mă refer la învățător confesional, a susținut activitățile învățătorului, a făcut să apară o viață culturală, o viață culturală în care preotul și învățătorul erau actorii principali
și care a dus în cele din urmă la trezirea sentimentului național, la dezvoltarea culturală, la apariția chiar a unor biblioteci parohiale sau școlare și pot să spun chiar a prosperității acelei comunități, pentru că din acea comunitate s-au desprins atât vârfurile ei, care se vor transforma într-o elită, elită care a activat fie în plan local, fie în plan zonal, dar și oameni, mai mulți oameni care știau să scrie, aveau informații din presă, aveau acces la aceste informații și pentru care viața lor s-a schimbat. Funcțiile astea atât de diverse și de inedite în unele situații ale preotului se datorează situației în care trăiau românii și a contextului, pentru că în alte biserici ortodoxe, chiar și în cazul românilor de dincolo de Carpați, nu găsim o paletă atât de diversă activităților preoțești. Aici românii, neavând posibilitatea totdeauna să aibă adevărați lideri, au reușit să îi transforme pe preoți în liderii comunităților, mă refer la comunitățile mici, iar preoții și-au însușit, și-au înțeles menirea lor, pentru că avem de-a face cu o lume mult mai complexă decât în alte teritorii locuite de români care nu au fost incluse în statutul austro-ungar. Așadar, în momentul declanșării primului război mondial, în vara lui 1914, Banatul era parte a monarhiei austro-ungare, iar bănățenii erau mobilizați pentru a lupta pe fronturile puterilor centrale. De la oameni simpli, la învățători și preoți. Astfel, în acea vară, toate publicațiile au preluat ordinul de mobilizare dat de împăratul Franz Iosef. În acest context și românii din Banat au fost afectați. Încă în ultimele zile ale lunii iulie și apoi începutul august, vestea declanșării războiului și a mobilizării a marcat profund societatea românească. În ultimele zile ale lui iulie și începutul lui august s-au făcut primele mobilizări și din satele bănățene au fost mobilizați mii de tineri, de bărbați, care aveau între 18 și 40 de ani. Satele au rămas pustii și în unele situații chiar trei generații de bărbați din aceeași familie au ajuns pe front. Povara familiei cădea pe umerii femeii, ceea ce va duce la o transformare radicală a femeii în acești ani și în anii care au urmat. Dragi părinți, taică și maică, cam a fost când am plecat, știți și dumneavoastră, iar eu nu pot să uit niciodată. Sosise porunca de chemare într-o zi de sâmbătă, în zori. Eram la coasă peste grădini, în poieniță. M-am răzimat în coasă și am întins mai bine urechea spre sat. În grădină, la Constantinul Diacului, parcă erau 10 morți, nu alta. Știam cine sosise, cartea de la împăratul. Se pornea bătaia. Eu m-am arătat vesel, mamă dragă. Am râs și am început să cânt chiar. Și mă lăudam să-ți trimit un pui de sârb, să-l aveți slugă până mă întorc. Dar în sufletul meu știe Dumnezeu ce era, maică dragă. Nu mă uitam în ochii tăi, să nu simți că mă doare și pe mine. Cu câțiva ani înaintea declanșării primului război mondial, împăratul Franz Iosef aduce schimbări în armata austro-ungară și astfel sunt făcute modificări importante în organizarea regimentelor. Se prevedea ca orice unitate militară să aibă și preoți militari în funcție de structura etnică și confesională a regimentului respectiv. Deci un regiment format din români, maghiari, germani, cum erau cele, sau români, maghiari, germani, sârbi, cum erau cele din Banat, trebuiau să aibă
preoți din etniile și confesiunile celor enumerați. În acest context a fost nevoie de preoți militari și din rândul românilor, atât ortodoxi cât și greco-catolici. Mobilizarea masivă a făcut ca încă din august 1914 să avem preoți militari, să avem preoți care au fost obligați într-o măsură să părăsească parohia și să ajungă la regiment, unde au avut parte de o pregătire militară și apoi să ajungă pe front. Și-au lăsat bisericuțele lor sfinte, care străjuiesc de pe câte o colină credința drepmăritoare a turmei cuvântătoare din satele resfirate prin munții Bănatului. Și-au lăsat căsuțele lor albe cu busoioc la grindă și cu icoana Sfântului Ierarh Nicolae deasupra mesii și cu menirea sfântă a învățăturii lui Hristos pornit-au prin locuri străine, care varsă foc și moarte, să apere cu crucea și cu Evanghelia glia străbună. Pe fronturile primului război mondial era nevoie mare de îngrijire medicală și spirituală. Erau ceruți preoți care să însoțească regimentele. Astfel, comandamentele militare au trimis cereri către toate episcopiile. Către Ordinariatul Episcopal, 12 iunie 1916. Armata care se află pe câmpul de luptă are nevoie de îngrijire spirituală. În acest sens, comandamentul este îndreptățit, conform deciziei ministeriale, să convoace la arme atât feldcurații în rezervă, cât și pe preoții aflați în evidențele de rezervă. Comandamentul este conștient că este nevoie de aceștia în slujba religiei și pentru a preîntâmpina o lipsă totală a acestora, episcopia este rugată să specifice care din preoți sunt indispensabili. Comandamentul este conștient de efortul și sacrificiul făcut de preoți, dar în același timp și de sacrificiul celorlalte bresle. În același timp și soldații care se sacrifică pentru patrie au nevoie de preoți pe front. Se adresează de asemenea rugămintea de a se manifesta dorința de trimitere a preoților la luptă. Pentru aceasta avem nevoie de numele preoților, cunoștințele de limbă, locul de reședință și caracterul activității desfășurate și eventual argumentația pentru care sunt indispensabili bisericii. Evident, au fost cazuri în care preoții au făcut cereri ca să nu fie trimiși pe front, invocând diverse motive, dar au fost și situații în care aceștia s-au înscris voluntar pentru a fi trimiși pe front. Indiferent de natura ei, fiecare cerere ajungea și primea un răspuns de la comandamentul militar din Timișoara. Orice preot are o familie, aveau copii. Unii chiar am văzut împreună un document în care se amintea că are o gospodărie mare și trebuia să lucre vreo 100 de hectare de pământ. Toate acestea i-au determinat să facă demersuri ca să nu fie mobilizați, să nu ajungă pe front. Dar în ciuda demersurilor făcute, autoritățile statului au decis mobilizarea lor. Nu cunosc situații în care, în urma acestor demersuri, preotul să nu fi fost mobilizat. În situații rarisime, avem și preoți care s-au oferit să devină preoți militari. De obicei, făceau parte din familii mai sărace, erau tineri. Situația familiară le permitea să meargă și trebuie să ținem cont că aveau și un venit financiar mai mare decât dacă rămâneau în continuare și păstoreau într-o parohie foarte mică. De obicei sunt preoți din parohiile foarte mici și pentru ei a fost o posibilitate de a avea de a-și rotunji venitul. Cei care mergeau practic, da, care erau voluntari, se înscriau voluntari pentru a merge pe front. Da. Asta este chiar din 1915. Da. Indiferent de circumstanțele în care au ajuns pe front, preoții militari, prin rapoartele, corespondența oficială sau cea particulară, au reușit să surprindă și să creioneze realitățile de pe fronturile primului război mondial. Avem două categorii de preoți. Preoți care au activat pe front și au însoțit soldații regimentului, oriunde se deplasau. Erau cei care făceau diferite slujbe înainte ca soldatul să intre în luptă. Erau cei care se ocupau de soldații răniți. În timpul luptelor
însoțeau cu medicii și surorile care se ocupau de răniți. Erau cei care stăteau lângă soldații aflați în agonie și care de multe ori le spuneau ultimile dorințe. Erau cei care semnează multe scrisori de pe câmpul de luptă și înștiințează familia de decesul sau de ultimele dorințe ale celui care era foarte tânăr și murea acolo. Și mai avem o altă categorie care poate a beneficiat de unele avantaje, preotul din spitalul militar. Avem preoți în marile spitale militare din Austria și din Ungaria. Ei nu au văzut exact desfășurarea evenimentelor de pe front, dar și ei au venit în contact cu lumea dură a războiului, cu modul în care sfârșeau mulți tineri, pentru că totuși cei care mureau aveau undeva între 20 și 40 de ani. Și în cazul lor avem de-a face și cu unii care au semnat diferite corespondențe care au fost publicate fie în presă sau care au ajuns la familiile de acasă. În tranșeu, tot acest preot cucernic citește din molitvelnic, dă îndemnuri, spovedește, cuminecă, împarte cărți de rugăciune și cruciulițe soldaților doritori după cele sfinte. În spital el stă la capul rănitului, el îi înseninează sufletul amărât, îi citește și îi scrie epistolele către iubiții din depărtare, el îi prinde ultima dorință, ce-o șoptește cu buzele arse de văpaia durerii și el îi închide pentru totdeauna și pleoapele. Aici avem de-a face cu acești preoți care au trebuit să susțină pe românii care până la urmă luptau într-o armată destul de străină lor. Dar totuși biserica a respectat niște norme și a acceptat ca ca preotul, ca armata să slujească împăratului. Pentru românii din Transilvania, împăratul era un străin, totuși. Era împăratul de la Viena și mai ales după moartea împăratului în 1917, preluarea puterii de către viitorul împărat, această schimbare s-a simțit și mai mult în societatea românească și în rândul armatei. Pentru că fost împărat, Franz Iosef, între fost împărat Franz Iosef și români exista o serie de legături. Avem oameni politici care în mai multe situații s-au întâlnit cu el. Îl avem pe el care s-a deplasat în zonele locuite de români. Avem niște legături. Venirea unui nou împărat în 1917 a reprezentat pentru români un străin. Și este și un moment în care se produce un click și o ruptură în tot ce înseamnă mentalitatea țăranului și a românului din Banat și Transilvania. Și m-am dus apoi la magazin după haine. Să știți, taică și maică, cât mi-a crescut inima când am auzit că domnul companii comandant mi-a vorbit românește. Am aflat mai târziu că e român de ai noștri, advocat de pe Târnave, om blând și dulce la vorbă. Soldații români bănățeni se simțeau relativ străini de cauză, de cauza războiului. Au fost mobilizați pentru o cauză străină. Cu atât mai mult, odată cu intrarea României în război, lucrurile s-au schimbat total. Da. Momentul intrării României în război a avut impact puternic pe front, impact care poate fi văzut și în anumite relatări ale acestor preoți militari, care acum trebuiau să facă un efort mult mai mare pentru a-l determina pe soldatul român din Banat să rămână fidel împăratului și să lupte în aceleași tranșee. Dar avem de-a face și cu un număr foarte mare de dezertări, de soldați care au ales să treacă de cealaltă parte a tranșeelor și care au ajuns apoi să lupte în acele unități de voluntari.
După ce ai studiat atât de multe documente cu privire la rolul preoților militari în timpul primului război mondial, care e concluzia ta? E o lume care m-a fascinat și mă fascinează și acum. Vorbesc cu emoții despre acești oameni pentru că sunt în primul rând oameni care au înțeles că au înțeles foarte bine ce trebuie să facă. Au înțeles să fie alături de soldatul român care era emoționat, care era frică, care se despărțea de soție, de familie, de copii sau momentul și mai dramatic, soldatul român care murea și se spovedea într-un fel preotului și pe care îl ruga de multe ori să-i trimite o scrisoare soției prin care, sau mamei prin care să anunțe decesul lui și să anunțe, să îi mărturisească aceste ultimele dorințe. Apoi avem și alte aspecte ale activității preoților militare, aceste aspecte culturale prin care s-au îngrijit ca soldați să fie antrenați în diferite activități culturale, astfel încât să, în timpul liber, să nu ajungă în cârcium și în alte locuri și să practice alte lucruri imorale. În acest sens l-am amintit pe preotul Buraco de pe frontul italian, care organizează biblioteci. Avem apoi preoți care au activat în spitalele militare și de aici au trimis diferite corespondențe care sunt foarte emoționante și azi după 100 de ani. Toate acestea conturează o lume a războiului, a primului război mondial, în care și preotul militar a avut un rol. Un rol despre care nu s-a prea scris, dar care a fost foarte important pentru armată, pentru că preotul a contribuit la mobilizarea populației, a fost cel care a întreținut moral soldatul. Aureola martirului și mucenicia preoților cu crucea în frunte, din cele trecute vremi luminează prin negura veacurilor cărunte. Splendoarea ei se potențează pentru viitor prin eroismul celor de acum. Slavă ție, preot român! Neamul românesc a avut și are mare nevoie de eroi.